informație de ultimă oră, spuneam doamnelor și domnilor, și vorbim despre familia lui Vlad Pascu. A fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT pentru dosarul de trafic de droguri. Știți bine, Vlad Pascu este de asemenea urmărit penal, iată acum trimis în judecată pentru trafic de droguri. Mama sa este în arest preventiv. Colega mea, Delia Bulgaru, este alături de noi cu ultimele informații. Bună ziua, Delia! Bun găsit, Berta, bun găsit tuturor! Vlad Pascu, Mihai Pascu și Miruna Pascu au fost trimiși în judecată pentru trafic de droguri. Toți trei sunt inculpați în acest dosar. Este o informație de ultimă oră, așteptăm și noi mai multe detalii. Cert este că în acest moment Vlad Pascu se află în arest preventiv în Constanța în urma accidentului de la 2 mai. Mama sa, de asemenea, este în arest preventiv pentru că a vrut să influențeze declarațiile unor martori, iar tatăl lui Vlad Pascu, Mihai Pascu, se află și el sub control judiciar după ce a lovit mai mulți jurnaliști în fața sediului DIICOT. După cum vă spuneam, așteptăm mai multe detalii și, bineînțeles, urmează să vedem când va fi stabilit primul termen pentru acest proces.